Fiecare secol își are sfinții săi care strălucesc precum stelele pe cer. Unul dintre aceștia este Sfântul Nectarie pentru secolul al XX-lea. Bună! Sunt Dr. Josh aici la God Be With You, unde împărtășim ghidare culturală spre împlinire spirituală. Așadar, despre Sfântul Nectarie, omul universal, un suflet cu multe cămări. Sfântul Nectarie, atât de iubit în toată lumea ortodoxă și în mod particular în România, este prăznuit în fiecare an la 9 octombrie. Sfântul Nectarie s-a născut în anul 1846, în Selivria Traciei, adică undeva în Turcia, nu departe de Constantinopol. Din copilărie se numea Anastasie și a studiat, de mic copil, la școala din Constantinopol. A făcut acolo școala teologică a Patriarhiei, iar la 20 de ani a fost numit profesor de religie în insula Chios. A devenit apoi monah acolo, într-o mănăstire, după care, mai târziu, a plecat la studii la Atena. Acolo l-a cunoscut patriarhul Sofronie al Alexandriei, care și l-a luat aproape ca secretar și, mergând astfel în Alexandria, a devenit acolo preot și ulterior mitropolit de Pentapole, o cetate din nordul Libiei, fosta Cirene. Desigur, titlul era onorific pentru că Sfântul a rămas ca secretar și mitropolit al Patriarhiei Alexandriei tot timpul cât a stat acolo. Și era un om cu o aleasă cultură, cu un particular dar al predicii și un bun chivernisitor al bunurilor bisericii, având foarte îndeaproape la inimă grija față de cei săraci. Și pentru că era un om sfânt și iubit de toți, cu siguranță s-au ivit pe lângă el și dintre aceia care l-au invidiat și priveau cu răutate lucrarea desăvârșită pe care el o împlinea. Astfel încât, unul dintre colegii săi a început să-l vorbească de rău la patriarh, cum că Nectarie ar vrea să ia locul. Auzind acestea, bătrânul patriarh, în loc să cerceteze cazul, l-a eliberat din funcție cu o simplă hârtie și l-a alungat din Alexandria. Și plecând din Egipt, fără dreptul de a sluji și alungat din scaunul său, Sfântul s-a întors la Atena, unde a trecut prin multe greutăți, prin multe lipsuri și cu mare greutate a reușit să ajungă întâi profesor și apoi director al unui seminar și apoi, prin îngăduința unor episcopi și mitropoliți din zonă, a primit dreptul de a fi episcop predicator și de a merge duminica să predice prin parohiile de prin Atena. Apropiindu-se de bărânețe, s-a gândit la un loc în care să se retragă și astfel a găsit un loc potrivit în insula Egina, unde a construit o mănăstire de maici între 1904 și 1907. Și când a ieșit la pensie, s-a retras aici. Încă din viață era mare făcător de minuni și cu rugăciunile sale îi ajuta și îi vindeca pe mulți. Iar în timpul liber scria cărți astfel încât ne-au rămas de la el o mulțime de volume de zidire sufletească. Îmbolnăvindu-se și simțindu-și sfârșitul aproape, a cunoscut dinainte ziua plecării sale din trup, a fost dus la un spital din Atena și în 8 noiembrie 1920 s-a mutat la cele veșnice. În 1953, mormântul său a fost deschis și trupul său a fost găsit întreg, sfinte moaște, făcătoare de minuni și împrăștiau o foarte bună mireasmă. Astfel că în 1961 a fost canonizat, trecut în rândul sfinților. Și se spune că încă din viață,
Având darul vederii, a știu că Dumnezeu îl va preaslăvi și a rânduit maicilor să nu se opună niciodată împărțirii moaștelor sale, astfel încât astăzi sfintele sale moaște sunt împrăștiate în toată lumea. Și în România se află fragmente din sfintele sale moaște în diferite locuri, în diferite biserici. Dar să înțelegem mai îndeaproape cine a fost și cum a fost văzut acest mare sfânt de pe cerul bisericii. Părintele Teoclid Dionisiatul, din Sfântul Munte Athos, a scris o biografie a Sfântului Nectarie și l-a zugrăvit în niște cuvinte absolut expresive. Spune despre el: a fost o alcătuire universală la care participă toate aspectele ortodoxiei, o întrupare dumnezeiască a tuturor virtuților, o personalitate desăvârșită și totală, un suflet cu multe cămări, dăruit cu prisosință cu harurile Sfântului Duh, strălucind de cunoaștere dumnezeiască și de știință omenească, ce concentrează în sine întreaga învățătură a bisericii. Iată-l pe Sfântul Nectarie prezentat ca un homo universalis, un chip de om care, de la umanism încoace, a fost tot căutat și s-a încercat creionarea chipului său, și puțin ne gândim că oameni de felul acesta sunt adesea foarte aproape de noi. Și Sfântul Nectarie a fost unul dintre aceștia. Despre puțini oameni din vremea noastră se poate spune acest lucru. A fost numit de Părintele Teoclid întrupare a tuturor virtuților. Iar acest lucru îl poți vedea doar dacă îi asculți pe cei care l-au cunoscut și pe cei care i-au fost aproape. Și constatăm că fiecare dintre ucenicii săi și-l amintea într-un anume fel. Careva vedea la el blândețea, altul vedea smerenia, altul vedea în el omul generos, altul vedea în el pe cel harnic sau pe cel înțelept sau pe cel ascultător și așa mai departe, tot șirul virtuților. Căci precum un diamant îl vezi pe o singură fațetă, tu știi că el are multe fațete. Și așa era această personalitate desăvârșită și totală, acest suflet cu multe cămări. Iată, mi-a plăcut foarte mult această metaforă, un suflet cu multe cămări, pentru că Sfântul era prezentat în personalitatea sa precum un palat. Și continuă Părintele Teoclid: în scrierile sale remarcabile se regăsesc teologul ortodox, scriitorul încercat, cărturarul erudit, omul de știință cu conștiință trează, păstorul cel bun, omul duhovnicesc, mintea luminată, dascălul iscusit, sufletul sfințit, creștinul desăvârșit. Iată că omul deplin este prezentat în cazul acesta doar din ce reflectă scrierile sale. În ele am găsit, iată, teologul desăvârșit, dar am găsit și omul de știință care era la curent cu ideile vremii sale. Nectarul învățăturii bisericii și toată știința le găsim între coperțile cărților sale. Și cum spuneam, a fost un om al timpului său. Cine a citit tratatul său de antropologie constată că Sfântul încearcă să răspundă nedumeririlor pe care le iscase în epocă teoria darwinistă. Și răspunde cu o competență ieșită din comun. Iar pentru virtute, care dintre cărți o citești mai întâi? El însă scrisese marele tratat al bisericii sale întrupat în viețuirea sa, pentru că sfințenia o vedeai zugrăvită pe chipul vieții sale. De la el ne-au rămas 50 de volume, 50 de cărți. Continuă Părintele Teoclid: a fost cu adevărat un mare teolog, un iscusit povățuitor în lucrarea lăuntrică și tainica vorbire cu Dumnezeu. Era un isihaz desăvârșit.
ca unul ce din proprie cercare a dobândit cunoștința, dar și fierbinte propovăduitor al învățăturii creștine. A fost un mare părinte și scriitor bisericesc, operele sale dezvăluindu-ni-l ca pe apologetul cu glas de tunet, ales tâlcuitor al Sfintelor Scripturi și mare dogmatist al Bisericii lui Hristos. În România au fost tipărite multe din cărțile sale, dar, în afară de cele scrise de el, circulă foarte multe cărți care nu sunt scrise de el, ci sunt doar făurite de el. Sunt acele cărți care povestesc minunile lui. Iată, Sfântul continuă să-și scrie opera prin minunile pe care le săvârșește în fiecare zi celor care îi cer ajutorul și aceștia sunt foarte mulți. Iată un sfânt din secolul 20 care vorbește omului contemporan, omului din secolul 20, dar care are încă multe de descoperit, de ajutat, de tămăduit, de învățat, de sfătuit pentru omul secolului 21. Este un om, este un sfânt, este un părinte al vremurilor noastre. Este în România cel puțin unul din cei mai populari sfinți din ultimele decenii. O sfințenie iată recentă, plină de revelație. Este un dar pe care Dumnezeu l-a făcut întregii sale biserici și nouă fiecăruia în parte. Vă invit să vă abonați la acest canal și să descoperim împreună alte și alte comori pe care Dumnezeu le lucrează și în epoca noastră. Și să-L rugăm pe Sfântul Nectarie să ne ocrotească și să ne tămăduiască și sufletește și trupește.